această imagine, pe care pentru mulți dintre dumneavoastră ați văzut-o. Pe 11 februarie, așa cum știți, Nokia și-a anunțat o nouă strategie, urmare a mai multor luni de analize, de evaluare a poziției competitive a Nokia în acest nou context concurențial internațional, obiectivul principal fiind acela de a ne întoarce în primul rând ce trebuie să facem mai bine, și anume terminale mobile excelente, pe care consumatorii din întreaga lume le utilizează și le apreciază și lucruri pe care am reușit să-l dovedim în foarte mare măsură și în România. Evident că știrea cheie a acestei noi strategii a Nokia a fost alianța strategică, parteneriatul, alianța strategică cu Microsoft, care elementul cel mai concret al acestei alianțe fiind faptul că începând pe 11 februarie, platforma principală de terminale mobile inteligente sau smartphone, cum obișnuim să le numim, a Nokia este Windows Phone. Intenția, evident, fiind aceea de a avea o coexistență cu Symbian până la, în funcție de evoluția pieței și a evenimentelor, până la o transformare profundă către această platformă Windows Phone. În acest context, dacă revenim la ziua de astăzi, dacă revenim la anul 2011, la ceea ce facem noi în România, foarte important este mesajul legat de Symbian. Pentru că astăzi Symbian este platforma cheie pe care Nokia o susține pentru a aduce consumatorilor smartphone-uri, terminale mobile inteligente, pentru a crește ecosistemul pe care deja l-am dezvoltat, atât la nivel internațional, cât și în mod particular, sau mai ales, aș spune eu, în România, și o să vă dau și câteva detalii de ce credem că, mai ales în România. Dar înainte de asta, o să repet cifrele pe care CEO-ul nostru le-a comunicat pe 11 februarie. Avem astăzi 225 de milioane de terminale Symbian, care constituie o bază instalată de consumatori, de utilizatori, care poate fi adresată de către dezvoltatorii de aplicații care decid să creeze și să pună o aplicație pe platforma mobilă. Și avem o intenție fermă de a livra încă 150 de milioane de astfel de terminale. Cifrele astea pe care le repetăm dau un sens al dimensiunii acestei platforme și care este baza curentă și în viitorul apropiat, baza pe care dezvoltatorii de aplicații o pot accesa. Alt element important, avem o serie întreagă de aspecte pozitive care noi credem și pe care am putea să le listăm aici, dar nu o să vă consum timpul, pentru că știu că ați primit informările astea și am selectat mai câteva. Al doilea element important este parteneriatul pe care noi îl avem și vrem să-l continuăm și, în anumite cazuri, chiar să-l aducem cu operatorii de telefonie mobil. Ce înseamnă asta în mod practic? Înseamnă că avem o relație și la nivel local cu operatorii de telefonie mobilă și suntem în acest sens dispuși ca o parte din oferta noastră să o ajustăm, să o customizăm, să o adaptăm la specificul consumatorului din piața respectivă. Înseamnă și lucruri foarte concrete, cum este deja cunoscutul operator billing. Lucrul la care, la momentul ăsta, nu pot să vă dau o dată certă legată de România, dar pot să vă spun că e un subiect care nu ne este străin și lucrăm la asta. Și evident că în momentul în care vom avea informații, vom reveni în așa fel încât întregul public din România să știe ce se întâmplă. Altă componentă de care v-am vorbit și care este esențială pentru succesul ecosistemului este relația pe care o avem cu dezvoltatorii de aplicații. La nivel global, ca și în România. Nu o să insist asupra faptului, asupra importanței acestei relații pe care o acordă Nokia relații cu dezvoltatorii, pentru că am vorbit în nenumărate rânduri despre asta, dar o să vreau să vă arăt din nou câteva cifre care susțin evoluția și succesul de până acum. Avem 400.000 de noi dezvoltatori care au intrat pe forum Nokia anul trecut, cifre la nivel global. Avem o bază adresabilă de 100 de milioane de terminale Symbian cu touch. Sunt parte din cele 225 de milioane de terminale cu Symbian pe care vi le-am arătat mai devreme. Și
evident aici avem o, dacă vreți, o cascadare a cifrelor pe care vi le-am spus anterior. În afară de 225.000 terminale Shinghia, avem 100 de milioane cu touch și 55 de milioane de terminale cu tastatură completă. Asta este un site pe care vi l-am arătat și este o informație destul de tehnică care vine de la o sursă independentă, Strategy Analytics, dar care arată diferențele majore între situația în Europa Centrală și de Est și situația la nivel global. Deci am vrut să vă arăt din nou acest slide pentru, din punct de vedere geografic, România face parte din Central and Eastern Europe și situația este diferită în sensul pozitiv față de situația globală. Dacă vă uitați la vânzările, la shipment-urile de smartphone, la share-ul pe fiecare sistem de operare mare sau platformă, vedeți că Central and Eastern Europe, Symbian, a avut la partea de început anul trecut 72%. Dacă e să cităm cifre date tot de Strategy Analytics la nivel global, situația pe smartphone conform acestei surse independente este de 34%. Deci cota de piață pe smartphone conform Strategy Analytics a Nokia la nivel global e 34%. Comparativ cu 72 în centrele în Eastern Europe, aceeași sursă, aceeași companie. Alt procent care mi se pare relevant este în acest context dificil, într-un context concurențial discutat pe toate forumurile și în toate sursele publice de informare, Nokia a înregistrat o creștere pe parcursul anului trecut de 47% la shipment total de terminale inteligente, smartphone. Astea sunt niște cifre internaționale cu, cum să zic, cu o atenție asupra zonei geografice din care România face parte. Pentru a repeta contextul în care noi ne aflăm în România, din această perspectivă, acestei bătălii concurențiale a sistemelor de operare, a ecosistemelor și a terminalelor mobile. Și ca să ajung și la România, am pus aici o listă pe care probabil că mulți dintre dumneavoastră deja ați văzut-o. Este un extras din lista globală de dezvoltatori de aplicații care au depășit 1 milion de download-uri la nivel global. Am extras câteva țări din această zonă CE și evident că am marcat numele din România, unde vedem astăzi o companie din România și un dezvoltator independent, persoană fizică. Asta e un slide care mie personal îmi place și îl folosesc de fiecare dată când am ocazia să comunic pe acest subiect, pentru că, făcând o paranteză la ceea ce sunt eu chemat să vă spun dumneavoastră astăzi, e și o chestiune de orgoliu național și personal, și asta am precedat-o și colegilor mei și dezvoltatorilor de aplicații când ne-am întâlnit, pentru că fiind astăzi mai aproape de această zonă a software development, a dezvoltării de aplicații, am înțeles că România, în ansamblu, are un potențial foarte mare în această zonă, disproporționat de mare comparativ cu restul potențial în diverse industrie și diverse zone economice, având ca probă multe companii care și-au stabilit în zona Clujului, în zona Timișoarei, centre de cercetare și dezvoltare, Nokia fiind una dintre companiile care are un centru de R&D la Cluj,